Premierul Canadei Justin Trudeau a fost surprins într-o ipostază mai puțin obișnuită pentru un demnitar. El a fost filmat în holul unui hotel din Londra, în timp ce cânta Bohemian Rhapsody, cu puțin timp înainte de funeraliile reginei Elisabeta II. Premierul canadian Justin Trudeau a fost filmat în holul unui hotel de lux din Londra în timp ce cânta Bohemian Rhapsody de Queen. Premierul canadian a fost acompaniat la pian de un cunoscut muzician din Quebec care a călătorit cu el. Premierul canadian a primit însă critici în presa britanică pentru faptul că s-a apucat să cânte înaintea funeraliilor reginei Elisabeta într-o perioadă în care toată țara era în doliu.